Printr-o hotărâre de guvern a fost aprobat amplasamentul și se declanșează procedurile de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, acumularea Mihăileni, Perul, Crișul Alb, județul Hunedoara. Actul normativ constituie ultima etapă a posibilității de finalizare a lucrărilor și prevede declanșarea procedurii de expropriere a unui număr de 142 de imobile situate pe amplasamentul acestei lucrări, pe o suprafață de peste 160.000 de metri pătrați. Suma necesară despăgubirii proprietarilor este de aproape 220.000 de lei și se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului pe anul 2022. Este un ultim pas legislativ prin care s-a emis ieri în ședința de guvern hotărârea de guvern prin ceea ce privește expropierea ultimilor persoane care mai au pe raza acestui baraj anumite proprietăți. Este vorba despre peste 220.000 de lei pentru a putea fi finalizat tot ceea ce înseamnă construcția în integrum a barajului de la Mihăileni. Vorbim de linia electrică, vorbim de cele două drumuri colaterale care pot să deservească acest baraj. Lucrările la barajul de la Mihăileni, care este situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Hunedoara-Nebuceș, au început în urmă cu peste 35 de ani. O vreme acestea au fost sistate și apoi reluate, execuția fiind chiar contestată în instanță. În cele din urmă, corpul barajului a fost finalizat la sfârșitul lunii martie acestui an, iar construcția hidroenergetică va deveni funcțională, conform lui Călin Marian, prefectul județului Hunedoara, în anul 2024. Corpul barajului în sine, după cum știți, a fost inaugurat în prezența domnului ministru al mediului. Încercăm ca lucrările, care nu sunt chiar simple pentru a fi finalizate, care le-am amintit anterior, să fie finalizate până în 2024. Intrarea în exploatarea barajului de la Mihăileni va asigura necesarul de apă pentru locuitorii și gospodăriile din zona Brad și Crișcior, dar va produce și energie electrică. Totodată, barajul va apăra împotriva inundațiilor o importantă suprafață de terenuri agricole din lunca râului Crișul Alb pe sectorul Mihăileni-Vața prin atenuarea viiturilor.